În perioada 27-29 iunie, ISU Giurgiu organizează faza zonală a competiției naționale de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat, la care participă echipaje de la inspectoratele de urgență din județele Dâmbovița, Prahova, Călăraș, Ialomița, Telorman și Ciolpani. În imediata apropiere a parcului fără nume, echipajele de pompieri s-au întrecut astăzi în rezolvarea unor scenarii dificile și surprinzătoare. Verificați airbag-urile, spuneți-mi dacă sunt deconectați. Gata calarea, colegii? Concursul cuprinde două probe ce se desfășoară în două etape, descarcerarea din vehicule și acordarea primului ajutor calificat. Atenție, toți colegii, am preluat aici. Începeți evaluarea secundară, vă rog frumos, colegii paramedici. Descarcerarea, scoatem bolușile, vă rog frumos, ajutați colegii paramedici. Competiția de descarcerare din autovehicule și de acordare a primului ajutor calificat a fost gândită ca o platformă de învățare și de testare a deprinderilor printr-o evaluare strictă, unde participanții sunt încurajați să-și autoevalueze propriile practici și tehnici.